Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei cu soare, luna, venus, ascendent, nord, nord, în taur. Etalare pentru perioada 8 a 8 a 9 a 9 a 2029 perioada în care, într-adevăr, cine vrea să treacă prin acest portal energetic are această posibilitate să aleagă corect și să-și manifeste o nouă viață, un nou stil de viață. Din seria acestui set de cărți, ce a vrut să apară? Regele de apă poate aveți de-a face într-o formă sau alta cu cineva cu un marcaș puternic în semn de apă. Poate aveți voi marcaș dacă aveți ascendent în taur, poate să scorpion cu ascendent în taur, da? Variază, da? Oricum, regele de apă poate să fie un personaj, percepția poate să fie un alt personaj și aici să fiți voi doritori să începeți ceva nou, da? m interesant mai interesat că în aceste cărți este reprezentată de numărul 4, care în general în tarot este împăratul, dar 4 ține de casă. Una, unii dintre voi sunteți mame și trebuie să o luați într-o nouă direcție. Și în această nouă direcție, în care vă reconstruiți viața și casa și familia, trebuie să țineți cont de această poziție, da? de maternitate sau posibilitatea de a rămâne mame în viitor, de a, fi, nu de a rămâne, rămâne sărcinată și de a fi mame, da? sau dacă sunteți mame deja, aveți un copil și trebuie să fiți foarte atenți, să alegeți cu grijă. Vorbesc alegeri pentru că e o spadă cu vârful în jos și asta înseamnă meditație. Dar mare grijă. Dacă există pentru unii, sunt două mesaje, posibil să existe o, o iubire sau un personaj foarte emoțional sau cineva cu marcaj puternic în semn de apă care trece printr-o perioadă foarte întunecată. Da, chiar dacă există acest potențial de nou început, are niște gânduri, are eventual ori o influență negativă în jur, ori are tendința să fie mai negativist, semnul de apă în mod special Scorpionii și racii au tendința să fie mai pesimiști. Acum depinde și de harta natală a fiecăruia. Acum, trecând peste zodi și peste aceste mesaje. A, ah, interesant, vreau să mai zic ceva. Vreau să mai zic pentru unii dintre voi în această perioadă. E o chestiune care ține de energie. Trebuie să vă dozați bine energia pentru că aveți un consum energetic într-o direcție. Sau, sau nu v-ați... A, nu, musa, e posibil pentru unii, dar uh, v-ați consumat energia într-o poveste veche și pentru acest început trebuie să vă dozați bine energiile și să vă încărcați bine bateriile înainte să începeți acest uh, nou proiect, nouă casă pentru unii. O nouă relație, ceva nou, care să dureze, da, pentru acest lucru, pentru că asul de monede vă obligă să treceți prin valet, prin doi de monede, prin trei, prin toate celelalte cărți, da, ca să se manifeste până la poziția de de rege de monede. Adică este ceva de lucru. La fel cu toța și nu doar cu cele de monede, dar aici este vorba de muncă fizică și atunci aveți nevoie de energie, trebuie să vă încărcați bateriile bine. Dacă aveți o gândire negativă în acest sens, Uh, mare grijă. Posibil să fie o, o, dualitate emoțional să vă simțiți, pentru că vă și șapte de cupe, da? să aveți tendința să fiți poate prea optimiști, prea visători, uh, dar din cauza trecutului vă temperați pentru unii dintre voi. Mă, mă pune pe gânduri și încerc să văd exact ce simt legătu în legătură cu această percepție. Percepția aceasta are numărul 21. 21 este lumea în tarot, da? Lumea înseamnă încheiere de ciclu și începere de alt ciclu. Aveți acest un nou început, da? Aveți un rege de apă. În primul și în primul rând în acest nou ciclu, nu doar că vă dozați bine energiile ca să, să duceți, da? Aveți nevoie de durasel, da? Faceți-vă rost de tot ce este necesar ca să vă țină baterile până la capăt în această nouă lume, în această nouă construcție, în acest nou capitol. Dar, pe lângă asta, trebuie să vă echilibrați emoțional, trebuie să fiți intuitiv, trebuie să vă ascultați inima. Interesant, acum văd că este ca un ou, trebuie să fiți într-o vibrație feminină, receptivă. În general, taurii sunt vibrație feminină, dar. Variază de la hartă la hartă, de la. poate sunteți bărbești cu ascendentă tau și atunci nu știți exact ce să manifestați masculin sau feminin, dar la berbeci a ieșit că trebuie să fie în echilibru masculin și feminin. Și aici, unii dintre voi. Aici, da, unii dintre voi. Trebuie să renașteți în această nouă lume, în, această, în acest nou proiect, în această nouă construcție. Poate să fiți mai emoțional decât ați fost înainte. Acum, această percepție posibil să fie energia din viața voastră, a cuiva din viața voastră, cineva din trecut, pe care nu l-ați văzut, ați avut măști și nu l-ați văzut, o energie negativă de care trebuie să, pentru că lumea înseamnă încheiere de capitol, trebuie să vă eliberați, sau poate să fie energia negativă din viața cuiva pe care îl iubiți, simțiți că aveți multe emoții pentru ei. Vedeți unde sunteți, poate să fie în viața amândurora. Este o energie negativă, este o influență negativă, dar aici este, să înțelegeți, pentru că și cartea spune este doar o percepție, nu este um, un potențial, în ce sens, cum cer să-mi aleg cuvintele. Potențialul se manifestă în momentul în care acordați putere acestei energii negative. Este mentalul cuiva, al vostru, al cuiva, poate să fie și al părinților. Este un mental care uh, nu vede corect lucrurile și între, este într-o într noapte, într-un tuneric, într-un întuneric. Într Vedeți unde sunteți. Aș mai vrea să mai trag încă o carte în această aceste de cărți. Ia uite, șapte de băte și opt de spade. Iar opt de spade pentru mine înseamnă programări mentale. Iar este duplexul. Ce faceți? Vă răniți sau... A... Mm. Tăcerea unor poate să doară. Dar dacă prin tăcere vă eliberați de karmă și de, de energiile negative, Veți manifesta în timp vindecare și adevăr. Și voi trebuie să alegeți. A apărut journey, a apărut călătoria și la Berbeș, poate aveți acolo planete și voi trebuie să alegeți o nouă direcție. Sunt cele două portaluri, da? 8, 8, 9, 9. Alegeți între întuneric și lumină. Dar în această călătorie, sau în această decizie, sau în ce se întâmplă în viața voastră, fiți un pic mai atenți la intuiție și analizați vă analizați vă emoțiile din acest întuneric, da, interesant că aici este o floare de nufăr, aici apa este neagră. Din aceste emoții negative sau trecut negativ, poate să răsară în timp un nufăr, da? O dragoste adevărată sau voi să descoperiți că puteți să iubiți foarte profund pe cineva, chiar dacă ați fost dezamăgit și ați trecut prin nu știu câte, că v au lăsat vă părăsi părinții, că vă părăsit iubiții, că eu știu ce s-a mai întâmplat, ați pierdut oameni dragi, da? Din acest întuneric puteți să renașteți. Și nu în sensul de să înfloriți. Eu, știți că nu are o tulpină lungă, da? E o noaptea neagră a sufletului prin care unii trec sau cineva din preajma voastră. Eventual, șapte de foc înseamnă în tarot și uh, necesitatea de a crea granițe în jurul vostru față de această energie negativă. O vedeți în spate cum este, o vedeți în spate. Întoarceți, ce frumos mesaj, întoarceți spatele acestei energii negative și, întoar și priviți către lumină. Aici este, personajul este în lumină, este în soare, da? Este cu al treilea ochi deschis și aici personajul nu vede, Da? Lăsați în urmă această energie negativă care o fi ea. Programările voastre ale cuiva. Dar vedeți că atunci când stăm prea mult în preajma unor oameni, începem să-i copiem. Fără să vrem. Din seria aceasta de cărți a apărut șapte de cupe și valetul de bute. Aveți multe opțiuni, dar lumea vă place. Dintre aceste opțiuni există cineva care ar, ar veni în fugă înspre voi. Ar veni și v-ar fura. Răpirea din sărai, uneori. <laughs> Așa... Așa mă ce cea cu gândul acest cavaler de băte Va răpi și va duce într-un loc fantastic. Ia uite, totuși e o chestiune care ține de casă, de tradiții, de job, da? Da? Ia uite, și dorința de a începe, de a pune în practic acest azi de monede, de la capăt. Să vă refaceți viața, să vă refaceți familia sau dacă nu aveți o construiți, chiar dacă... Eventual, cei din trecut, din părinții, bunicii sau iubiții, n-au avut această posibilitate și v-au marcat mental sau v-au influențat cu neîncrederea lor, eventual. Țineți la principiile voastre, Venus, aici sunteți voi, împărăteasa sunteți voi. Fiți frumoși, iubitori în continuare, da? Nu contează experiențele prin care ați trecut. Dar țineți la principiile voastre, la ceea ce ați reușit să construiți și să păstrați. După ce v-ați separat de X de Y și mergeți cu sufletul deschis, iar cavalerul de cupe, regele de cupe, într-o... în relații armonioase în care învățați să oferiți, să primiți, nu doar să oferiți și nu doar să primiți, da? În relații echilibrate. Cineva, probabil că marcaj puternic în semn de apă și ar dori să echilibreze lucrurile între voi. Vedem. Acum. Sau voi să echilibrați lucrurile între ei. Energia în august-septembrie, pentru cei cu soare Uite, ah, 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 ah. am zis, fiți temperați, da? Fiți temperați. Aveți multă pasiune. Există o energie din uh, zona, din astral. Regele de băte înseamnă foarte multe. Dar în aceste decărți, iau, trebuie să renașteți. Trebuie să renașteți. Că știți, în opoziție cu Taurul este Scorpion. Trebuie să renașteți. În relațiile de lungă durată, în contracte. Dar în acest sens, în această renaștere, în această nouă lume, că am zis bine, nu se pare, aveți energia unor oameni care s-au dus, bunici, străbunici, de ai voștri, de ai părinților, care vă susțin în această transformare. Aveți de-a face cu cineva sau ați avut de-a face cu cineva foarte egoist sau foarte mândru. Am văzut leu și dragonul. Deci energia voastră este gazela. Temperați-vă pasiunea, lăsați un pic focul acela um. hmm. pentru că am văzut și cavalerul de bâte. Analizați lucrurile. Uh, N-aș spune că percepția ține de analiză, dar anal analizați lucrurile. Ciuliți uh, urechile și priviți în îndepărtare să vedeți, să simțiți uh, semnalele. Dar, cum am zis mai devreme cu bateriile, uh, cred că unii dintre voi aveți nevoie și de un pic de temperanță de odihnă, pentru că vă așteaptă ceva special, o călătorie, o, o nouă lume în care trebuie să vă zbate, să creați. Nu că așa este întotdeauna. Uh, faceți-vă rost de baterii Duracell eventual. Hai să vedem. Ce legătură au toate aceste mesaje cu ce va veni? Uite, schimbare de energie. Ho, oh, oh, ho, iar apare regele de cupe, dar e o poveste lungă. Vom trăi și vom vedea, sau mai bine veți trăi și veți vedea. Soare, următoarele venus, a să ascendem odina Ia uite, am zis că trebuie să vă zbateți. 8-8-9-9-2021. -a, 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 uh -huh. uh -huh. Trebuie să vă zbateți. Băi, Re... tot apare mai acest pește, rac sau scorpion. Sau poate să fie energia voastră în relațiile de lungă durată. Roat... Iar roata norocului. E o întâlnire de destin cu acest personaj. 5 de monede. 5 de bâte. 5, 5. Știți că energia acestui an. 2021 este o vibrație 5. Posibil pentru unii, nu pentru toată lumea, acest rege de, de, de cupe să fie un pic mai bine decât voi dintr-un anumit punct de vedere. Și unii dintre voi să aveți sentimentul, dar de ce m-a ales pe mine acest personaj? Cu roata norocului, posibil, e o roată. Nici nu vă așteptați să vă întâlniți cu acest personaj. E o întâlnire clar predestinată, predestinată să vă ajute să vă vedeți valoarea, Aha. să vă schimbați felul în care vă vedeți valoarea. Eventual, s-ar putea să vă ajute, vedem, în timp, sau veți vedea în timp, posibil să vă ajute să treceți printr-o perioadă întunecoasă, cu probleme, da? Cu probleme. Percepția. Rămâne de văzut dacă este această energie. Sunteți unii dintre voi care trebuie să vă luptați cu vecinii, cu foștii prieteni, cu prietenii lui prieteniei, cu, eu știu cine, cu concurența, colegii de la muncă, da? Și vă chinuiți, da, e 10, da, uite, 2 de 5 și 10, vă cam chinuiți în acest sens. Și apare acest personaj care, într-un fel sau altul, vă vindecă, da? Sau. Uh, vă susțină. Dar hai să mai vedem ce alte cărți apar, că trebuie și. Iau ce steaua Aici este. Pe de altă parte, pentru că eu văd multe mesaje, chiar dacă e un personaj, poate să fie dorința voastră de a vă întâlni. Roata norocului este întâlnirea predestinată, steaua înseamnă destin. De a vă înțelege destinul, de a vă întâlni, mai devreme sau mai târziu, persoana predestinată, pentru că cu persoana predestinată putem să avem această acest rege de cupe, nu contează zodia, da? Această dragoste adevărată. Repet, regele de cupe poate să fie oricine care iubește profund pe Xulescu. Da? Dar, dragii mei, această dragoste adevărată va fi testată de-a lungul timpului, că tot e timp. Timpul divin va aduce în fața diferitor situații, luptă, da, probleme, până veți împlini destinul, până veți vindeca chestiunile din trecutul vostru, din trecutul lor și din ceea ce veți experimenta împreună, pentru că na, toți suntem diferiți, da? capătul setului de cărți, judecata. Dar cu răbdare am zis, cu răbdare vă reconstruiți viața, cu răbdare ajungeți la regele de monede. Pentru unii aveți un rege de monede cu marcaș puternic în semnă de foc, șase de... un rege de monede, un soț, un tată, un personaj care va fost, să zic, prin contract, va fost alături. Poate să fie șef, poate să fie tată, poate să fie soț, care are așa o atitudine mai aventuroasă. Posibil, aici trebuie să gândiți bine dacă mai puteți să construiți ceva cu acest personaj, pentru că are tendința să fie mai exuberant sau mai aventuros sau mai mândru, Aici, gândiți dacă puteți construi cu acest personaj. Care legătură cu ce am spus, cu dorința voastră de a vă întâlni dragostea adevărată, că nu are nicio legătură, repet, poate să fie cineva din familie, poate să fie un tată și aici este nevoia de dragoste adevărată, deci de cuplu, da? E, e, alt aspect din viața voastră. Vedem. Hai să și clarificăm. Soare, luna de mesaj ascendent. S-a răsucit ceva? Ce s-a răsucit? Iar tot apare, mai tot apare acest rege de monede. Pentru mine regele de monede ori e tată, ori e soțul vostru și aveți copii împreună, ori e tatăl vostru, ori e un șef. Oare nu nu avem să ascendem în moda, da, nu De două ori. De trei ori. Vrem și clarificăm. Da. E un stres. Aici este percepție, nu așa că seamănă. Cineva nu, nu, nu vede. Iar are ochii uh, legați acoperiți. Cineva nu vede niște soluții. Dar pentru asta e interesant că s-a oprit la uh, spânzuratul. Trebuie să vă conectați la ce? Trebuie să vă găsiți credința, dragii mei. Dacă nu sunteți credincioși, va trebui prin încercările prin care ați fost și prin care veți trece să vă găsiți credința și să vă echilibrați emoțional, să vă conectați la divinitate. Nu degeaba taurul este sextil cu peștii. Tocmai pentru că au această lecție de învățat. Ca și Zodie, nu vorbeam de personaje. Patru de spade. Patru de cupe. Că tot am văzut aici patru. Da? Patru, patru, patru. Știți că eu, eu uh, un număr destul de greu. Este foarte stabil, dar uh, când ai nevoie de, de schimbare, se și mișcă greu. Și trei are oarecare stabilitate pentru care are bază, dar se mișcă mult mai ușor decât patru. Este cea mai uh, greoaie, cel mai greoi număr, să zic. Faetonul, șapte de bute și nebunul. Aici este. Vreți să o luați de la zero să aveți încredere în că vă veți găsi persoana predestinată. Sau că văzi descoperirii destinului. La capătul setului de cărți aveți 10 de cupe. Posibil cineva are așa o stare de euforie. Ar vrea să vină spre voi. 6 de spade. Pentru alții. Oh, pentru alții. Ați fost într-o relație de lungă durată. Of. Și nu ați ales corect. Nu ați ales corect. Atunci sau acum. V-ați tot împăcat judecata. V-ați tot împăcat cu cineva cu care aveți așa, o, o, o legătură de dependență. Ori cu soțul, deși nu era atmosfera frumoasă, v-ați tot împăcat că nu, aveți stabilitate, sunteți să nefixe, da? Ori la job, ori ați. Da, e o legătură toxică. Pe care tot ați încercat să o renoiți, o construiți încet, încet, cavalerul de monede, da? N-ați ales corect aici, este, n ați ales. Acum ar trebui să alegeți corect o, o relație armonioasă sau un job ca lumea. Dar pentru asta, posibil, aici este 10 de cupe înseamnă și iluzie. V-ați păcălit, ați crezut că faceți o familie cu cineva sau un job, un o colaborare și ați avut parte de toxicitate, de iluzie, asta e iluzia. Personajul acesta venea pleca, venea pleca și trebuie să vă detașați mental de acest personaj. Sau de tendințele lui. Nu, ne nu neapărat să... Să părăsiți pe cineva. Pur și simplu să nu vă mai lăsați afectați, influențați. Da? Să învățați să vă luați, să vedeți lucrurile cu ochii voștri și cu, să înțelegeți cu mintea voastră. Regele de cupe a fost clarificat de patru de spate. Trebuie să analizați. Și nu doar de analiză aveți nevoie. Aveți decepții, ca toți. Toți avem decepții, da? Dar ca să ajungeți la... Cu, uh, Regele de cupe înseamnă și consilier, înseamnă și vindecător, înseamnă momentul în care vă vindecați sufletul de decepții și începe să intrați prin conexiunea la Dumnezeu, da, steaua, pe care am văzut-o mai devreme, temperanța care apare aici, este varianta mică a eremitului. Începeți să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă mai înaltă, să iertați, regele de cupe, iartă trecutul, și să iubiți oamenii necondiționați sau măcar oamenii cu care ați fost la un moment dat în relație, că toți greșim, da? Chiar și pe acel diavol îl putem ierta. Asta nu înseamnă că stăm lângă el, da? Acum, depinde, știți cum e? Noi iertăm, dar mai este și iertarea divină. Este fiecare își învață lecțiile în felul său. roata norocului și patru de cupe. Și da, și încă poate unii dintre voi mai aveți tendința să analizați ceva. În trecut, aceste trei cupe, poate unii ați fost înșelați în afaceri sau în relațiile pe care le-ați avut, cineva a petrecut mai mult timp cu prietenii decât cu voi, ați pierdut ocazii peste ocazii, dar vine această nouă ocazie. Vine această nouă ocazie, această nouă cupă, văd că este regele de cupe, da? această întâlnire de destin care vă scoate din energia aceasta statică. Da? Știți că sunteți nefixe, da? vă scoate. Și parcă vă susține în această, în această, situație în care sunteți cu probleme. Interesant că vă faetonul. Pentru unii e faeton înseamnă mașină, printre foarte multe. Înseamnă și călătorie, înseamnă și uh, victorie, dar înainte de a merge în această călătorie a vieții voastre, faeton nu merge către stea, în această călătorie predestinată cu cineva sau singur, repet, poate să fie profesională, sentimentală, de orice natură, da? creștere spirituală, în această călătorie, până să începeți călătoria, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți, da? A a uh, au apărut îndrăgostiții, undeva mai în spate, așa. Trebuie să gândiți corect, să alegeți corect și, ca să alegeți corect, trebuie să treceți prin transformare, care nu este plăcută. E dureroasă. Iar o chestiune care ține de bani. Uh, de, uh, de bani. De bani, așa a scăpat, așa a ieșit, da? Părind să zic de mașină, dar a ieșit de bani. Probabil că vreți să vă. A, unii dintre voi vreți să vă cumpărați mașină, să puneți bani deoparte, parte, nu aveți încă suficienți bani, să vă luați mașină, poate cineva vă ajută, că tot așa ajută cineva. Cineva ajută. Și primiți o cupă. Cupa poate să fie și veste bună, da? Să și vă gândiți, A, leu, cum să fac aia, cum să fac aia, la altă? da și vine. Cupa poate să fie nu neapărat dragoste, poate să fie și un ajutor. Neva vă înțelege, empatizează cu voi și zice, hai să hai să-l ajut. Că uite, săracul, săraca, merge cu o cărjă, hai să-i să trimit o trăsurică, ceva, o trotinetă, nu? Să meargă un pic mai bine. Posibil pentru unii. Pentru că totuși etalarea s-a terminat într-o energie frumoasă, stea plină de speranță, zero, nebunul, dorința de a o lua, de, de, a începe ceva nou, poate începe să mergeți cu mașina, poate începe să călătoriți, nebun înseamnă început de călătorie, da? Da, va fi de lungă durată, că stea, pu, până la stea ai mult de călătorit, se atinge greu, dar și între timp, între timp, mai vă luptați cu unii cu alții, dar în această luptă nu uitați să vă creați, da, granițele personale, 5 este ofensiv, 7 este defensiv. Probabil că uneori trebuie să echilibrați atitudinile. Să nu fiți defensiv cu prietenii și să nu fiți ofensiv cu, uh, sau, uh, da, uh, ofensiv cu prietenii și defensiv cu dușmanii. Mare grijă, aici trebuie să echilibrați. Dacă cineva încearcă să se lupte cu voi, să vă pună bețe în roată, puneți-i la punct. Aici puteți să fiți voi și da, cele 5-6 băte sunt personajele de aici. Eventual găsiți metode creative prin care îi puteți să învinge, pentru că între 5 și 7 este 6, victoria. Victoria este reprezentată și de Faeton. Într-un fel sau va, va veni și victoria. Dar, dar. Trebuie să fiți intuitivi. Trebuie să fiți intuitivi. Există cineva cu marcaj în vărsător, deși eu steau, nu asociez doar vărsătorului, care vrea să o ia de la zero într-o privință, că vrea să ia de la zero cu voi, că vrea să o ia de la zero în altă direcție, voi știți, ar trebui să clarific nu știu câte feluri. Dar nu asta e important, pentru că nu vorbesc doar pentru cei care au de-a face cu vărsător, da? și celălalt eventual trebuie să suporte consecințele acestei alegeri. Sau acest vărsător are o atitudine mai impulsivă și mai încurcă treburile. Da, încurcă treburile pentru unii. Nu are legătură, e doar așa un scurt mesaj pentru unii. Încurcă treburile. Să clarificăm 5 de monede. Așa am simțit nevoia să clarific. Astea, decizii. Că tot am zis, decizii. Trebuie să alegeți. Și în acest moment de alegeri trebuie să fiți intuitivi, să simțiți care vine, care pleacă, care într-adevăr vrea să stea, 10 de monede vrea să stea uh, și să creeze. Cavalerul de pute vine, pleacă, aici este. Iar îndrăgostiții și are energia toxică din trecut. Învățați din, din experiențele trecutului. Nu vă atașați pentru că Tauria are tendința să se atașeze. Încercați să nu vă mai atașați așa de repede, nici să fiți aventuroși, da? să fiți în echilibru. Și uite, Marea Preoteasă, da, poate că este o aventură în secret a unora, a voastră sau a cuiva din viața voastră. Dar cine trebuie să aleagă, să aleagă corect. de da, zis, temperați-vă un pic, pentru că e, în acest moment alegem, da, este și perioada asta, 8, 8, 9, 9, uh, alegem direcția și dacă vreți să mergeți înspre lumină, înspre stea, trebuie să mergeți cu o energie corectă, da? În dragoste necondiționată, în înțelepciune, regele de înțelep, în echilibru emoțional, Posibil cineva vrea să vină înspre voi și are niște probleme și trebuie să decidă da? ce face, vine, nu vine, ca să împlinească acest vis, această dorință. Pentru că văd roată de două ori, da? De fapt aici sunt două și cu mâna trei, da? Roți. Iar am zis bine cu baterile. Cineva e obosit. Că sunteți voi, că sunt ei. Cineva e obosit. Da, Asta e carta obositului. Mai e și șapte de monede da? aici. Cineva chiar stă întins. Ah, trebuie să se adune un pic. se conecteze la sursă ca să primească energie la soare, da? Cam asta e. Sper că v-a plăcut. Vă doresc, dragoste, pace, creștere spirituală și nu uitați. Nu uitați. Să. să alegeți. să alegeți lumina și steaua. Vă pup! pup. Numai no, bine! papa. Pa.